Aici la Pitești, FC Argeș Voluntari este meciul în care punctele sunt extrem de importante. Ambele echipe vor avea ultimele două etape extrem de grele, în special Voluntariul. Voluntariul începe să încheie sezonul cu meciuri, atenție, acasă pe 2 martie cu CFR Cluj și 3 zile mai târziu în deplasare cu FCSB. Latovlevici cu dreptul, centrarea lui Latovlevici, este o minge deviată care îl pune în dificultate pe portarul Popa. A fost o minge deviată de Dropa. Probabil că și vântul a jucat un rol important aici. Dacă nu era atent tânărul portar al oaspeților, mingea era în poartă, n-avea ce să facă. No, pasa lui Tamaș, acolo este Budescu. Mingea ajunge la Rață. Rață, în care o poziție bună pentru Rață în fața porții. Este corner, prima lovitură de la colț pe care o are Voluntariul. Fostă acțiunea lui Rață și încercarea sa de a trimite într-o zonă în care era Budescu. S-a bine jucătorii Argeșului, dar din pasa lui Tamaș. Azdelor, în propriul careu, Budescu, evident, execută lovitura de la colț, minge trimisă cu capul, n-ajunge la Ciobotariu, s-a dat corner din nou, atinge cineva o minge la... E posibil. Budescu! Mingea trece puțin pe deasupra porții. E important să ai un executant bun al fazelor fixe. Poziția bună. Ricardinho, centrare pentru Nemeț. Scapă cu ceva șansă Argeșul. Dacă mingea era pe poartă, nu cred că Greab mai putea să intervină aici, când prindea colțul lung. Ce deviere ciudată, scapă cu șansă mare. Cu șansă mare scapă Argeșul și portarul Greab implicit. Mingea trece, cred că la un metru de poartă. Acolo, bună, frumoasă execuție, dar nu nimerește poarta, atât a lipsit, sigur, important. Ganea, deci se poate. Frumos, dă cu șiretul, trei schimbări. Libere. Tamaș de pe lângă minge, Said, șut, fix în portarul Popa. Ce greșeală face Tamaș.